aparat automat. Un celebru și bun coleg de facultate spunea că aveai blugi rupți la spate. Veneai spre casă când afară plouă cu troleibuzul 89. Blondă și tristă, tu mi-ai plăcut nouă. Cu pălăria de paie, cu pablică mop, ieșai din clădirea de pe strada Snagov. Ușor te-ntrepteai spre calea moșilor să-ți iei bluză pe pit de la Bucurobor. Bluză pe pit de la Bucurobor. Venind din practică, poșetă galbenă, iarăși luă. În magazin a intrat, fustă și-a cumpărat, maxim florați. Dragă Mirula, ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea printre șoapte. Îmi place că așa tare în noapte, dar mai ales vreau să-ți dau și telefonul propriul meu telefon. Da. Să-mi iau lașca amintire. Să-mi iau lașca e telefonul meu și am da. Și canalul meu. Da. Acum mă privești dintr-o poză cu zinți. Atunci aveai mere, dar și buze fierbinți. Și te auzeam cum strigai printre șoapte. Unde cămașa mea de noapte? La mine cămașa. Asta este telefonul meu, propriul meu telefon. Plântă-cămașa, da de noapte. Plântă-cămașa, da de noapte. S-a blocat. Mulțumesc!